Bună seara și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. În această seară voi face predicții cu cărțile Sibilei despre partener și partener sau parteneră. Să vedem cum vă vede partenerul, cum vă vede partenera și ce puteți să realizați împreună. Așadar, gândiți-vă la iubitul, la iubita, la partenerul, la partenera dumneavoastră. Să vedem cum vă vede el, da? Și gândiți-vă la această persoană, puneți-vă această întrebare, cum vă vede această persoană și ce puteți să realizați împreună. Și alegeți-vă una dintre cele trei variante pe care le-am pregătit cu florile, floarea roz, floarea albă sau floarea albastră. Concentrați-vă pe întrebare și alegeți-vă varianta după cum rezonați cu aceste culori, cu aceste flori, cu formatul lor. Bazându-vă, bineînțeles, pe intuiție, luați-vă câteva clipe de reflexie, dați-vă timp, liniștiți-vă gândurile, mintea și concentrați-vă pe întrebare și abia apoi alegeți varianta. Și vă las câteva clipe ca să vă alegeți și apoi voi începe să fac etalarea pentru fiecare variantă în parte. Ok, și pentru început voi face etalarea pentru cele care și-au ales varianta florii roz. Deci concentrați-vă pe întrebare, cum vă vede partenerul, partenera, iubitul, iubita și ce puteți să realizați împreună. Și să vedem ce spun cărțile Sibilei. Ce vă puteți aștepta în viitor la această relație sau de la această persoană. Deci să vedem, pentru cele care și-au ales floarea roz, să vedem cum vă vede partenerul. Aceasta este metoda percepției, ca să zic așa. El se gândește, el sau ea se gândește la se consolează, deci în momentul de față, cei care v-ați ales floarea roz se consolează, are noroc la bani, gândește să realizeze ceva, să aibă o reușită, un câștig financiar. Și totuși, voi aveți, sau pentru voi, el este este ca și un dușman, sau aveți un dușman din cauza acestei persoane. Poate să fie și aceste lucruri. Ori sunteți în acest moment în conflict. Vă vede ca pe o dușmancă și el se consolează. Ori aveți o dușmancă care umblă cu intrigi, da? Deci încearcă să vă fure partenerul. Poate să fie și acest lucru. Haideți să vedem cum vă vede partenerul, da? Deci gândiți-vă acest lucru, să vedem cum vă vede partenerul, cum este partenerul în realitate, da? Și să vedem și ce puteți să realizați împreună. Deci, cum vă vede partenerul, partenera? Vă vede ca pe o persoană tristă acum, o persoană cu care a avut discuții, certuri, vă vede ca pe o persoană în care nu aveți prea multă ordine în viață, da? Există o dezordine, așa, niște lucruri care nu sunt foarte bine clarificate sau vă vede ca pe o persoană care nu v-ați clarifica lucrurile, nu aveți sau nu știți lucrurile. Există sunt oarecare vești care au creat confuzii, spre exemplu, și știe că are discuții cu voi sau că a avut discuții, așa vă vede, sau că vreți să vă certați cu el, cu ea, da? Deci vrea, așa vede, că aveți niște certuri, niște discuții. Cum este el în realitate? În realitate, aici mi apare că este căsătorit, deci dacă este bun sau căsătorită, da? Deci mi apare ca o persoană căsătorită sau ca o persoană care își dorește să se căsătorească, da? Deci dorește acest lucru, în realitate își dorește căsătorie, poate să fie și acest lucru. Deci ori este căsătorit, căsătorită, ori își dorește foarte tare acest lucru, da? Deci își dorește să aibă o familie sau are reușită în familie, poate să fie și acest lucru, da?
Și ce puteți realiza împreună? Împreună nu știu dacă puteți realiza ceva, pentru că aici mi-apare că vă-i dușman, v-a zis și din tăiere mi-a ieșit dușmancă. Ori voi, ori el, pentru că aici mi-apare el, dacă e vorba de un bărbat, sau aveți dușmani, care, niște rivali, da? Deci aveți niște persoane care nu vă lasă să fiți împreună. Poate să fie și acest lucru dacă nu este chiar el dușman. Deci împreună nu puteți realiza nimic. Deci așa ne apare pentru cei care v-ați ales varianta florii roz, din păcate. Deci el știe că sunteți tristă, triști, dacă sunteți femei, că sunteți tristă, știe că aveți certuri, că aveți certuri, că aveți scandaluri, discuții, că aveți o viață dezorganizată și dezordonată, da? Sau, deci nu aveți încă o claritate așa a drumului în viață, da? Pentru că, vedeți, mi-a apărut aici această carte, o femeie care se uită pe un drum, așa se uită, dar nu este un drum clar, este un drum la întâmplare, ca să zic așa, da? Deci nu are prea multă viziune a ceea ce vrea, ce dorește, a ceea ce vrea. Nu are un scop precis în viață, să zic așa. Sau sunteți, așteptați vești, poate știe și acest lucru, că așteptați vești, e vorba de vești, sau că îi trimiteți vești, trimiteți mesaje de dragoste, poate că acest lucru știe, așa vă vede el, da? Ca niște că. Dar, mi-am spus, în prezent îmi apare că, deci el în realitate mi apare, această persoană mi apare că ar fi căsătorită, sau că își dorește foarte tare acea o familie, și că în viitor ce ați putea realiza împreună nu apare că ați putea realiza ceva din cauza unui dușman sau chiar el este dușman, da? Deci chiar el poate să fie dușman. Cam asta e tot ce pot să vă spun pentru cei care v-ați ales varianta florii roz. Haideți să vedem și pentru cele care v-ați ales varianta florii albe. Să vedem la ce vă puteți aștepta în viitor, da? Să vedem ce reușite puteți avea. Să vedem cum vă vede partenerul, cum este el în realitate, ea, sau și ce puteți realiza împreună. Deci pentru cele care și-au ales varianta florii albe, să vedem cum vă vede partenerul, partenera și ce puteți realiza împreună. Da, aici mi-apare ghinion, nenoroc, el este poate chiar un dușman față de voi, este un hoț, da? Se produce o schimbare, apare o schimbare, sau s-a întâmplat o schimbare, poate din cauza unei călătorii, unui drum. Să vedem cum vă vede el, cum este el în realitate. Și cum va fi și ce puteți realiza împreună. În prezent, cum vă vede el? El vă vede ca pe o persoană, ca pe o persoană cu care ar putea avea o relație, sau ca pe o persoană, care câștigați, aveți niște câștiguri, aveți niște beneficii, ca să zic așa, sau că sunteți o persoană bună, o persoană, de ce vă vede ca pe o persoană bună, o persoană binefăcătoare, ca să zic așa, care sunteți, care faceți bine, sunteți generoasă, o persoană bună, da? Cum este el în realitate? El în realitate are o familie, poate chiar, are o casă, are o dragoste chiar, se consolează în dragoste, pot să spun. Deci, în realitate, el se consolează în dragoste. Sau este o persoană care are reușite materiale, are niște câștiguri, pentru că mi-a ieșit aici o casă sau își cumpără o casă. Deci, da, deci, în realitate, sau el reprezintă pentru voi casa. Poate să fie și acest lucru. Deci, în realitate, el pentru voi reprezintă dragostea, da? Ceea ce vă doriți voi. Dar poate să fie și acest lucru. Dar mai degrabă îmi spune cărțile că el s-a mutat sau a cumpărat de curând o casă sau și are o relație în casa lui. În realitate, el are o relație în casă. El este cu cineva în casă. Are o legătură amoroasă în casă cu care el se consolează. Da, poate să fie și acest lucru. Și ce puteți realiza împreună? Să aveți niște întâlniri, poate.
chiar reușite realizări. Deci puteți împreună să aveți reușite și realizări. O relație mai, dacă aveți mai întâlniri mai dese, dacă vă vedeți mai des sau ați putea avea reușite. Dar totuși pot să spun că el are mai are pe cineva, da? Deci împreună ați putea avea reușite, dar el totuși are niște legături cu alte femei, da? Deci el este o persoană căruia îi plac femeile, dacă e bărbat, da? Sau dacă dumneavoastră sunteți bărbați, puteți avea o relație cu această femeie, da? Deci puteți să aveți o relație. Deci e posibil să aveți reușite, e posibil să aveți chiar să vă rămână ceva de pe urma lui, da, spre exemplu, poate să fie și acest lucru. Să vă dăruiască ceva, să faceți schimb de daruri împreună, deci sunteți, poate să fie iubire, deci între voi doi poate să fie într-adevăr o relație de iubire, dar totuși voi aveți, există ceva la mijloc, ceva neclar, nesigur, să zic așa, pentru că aici mi-apare ca și cum el ar avea deja o altă familie, da? Deci o relație cu voi ar putea fi în afara familiei, în afara casei lui, spre exemplu. Cam așa văd eu lucrurile aici în această etalare. Cam asta e tot ce pot să vă spun și pentru cei de la floarea albă. Haideți să vedem și pentru cei de la floarea albastră. Cum vă vede partenerul, cum este în realitate și ce puteți realiza împreună. El și casa asta sau aici la tăiere, deci el reprezintă soțul, reprezintă familia, reprezintă, da, deci asta, să vedem ce spun cărțile, cum vă vede el, cum este el în realitate sau ea și ce puteți realiza împreună. Cum vă vede el? Vă vede ca pe o persoană care aveți noroc, aveți bani, aveți reușită, doriți să vă căsătoriți, da, sunteți posibilul partener, partenera sa, așa vă vede, da, deci vă vede că aveți toate, reprezentați norocul, soarta, abundența, să zic așa, și că vă și consolați, sau el vă vede că vă consolați cu altcineva, poate să fie și acest lucru. Cum este el în realitate? Este o persoană care îi place anturajul, care îi place să se distreze, care îi place să joace poate și jocuri de noroc, da? O persoană care petrece, da? Sau e petrecăreață, da? Deci în realitate această persoană este o persoană petrecăreață, o persoană care poate și bea, da? Poate chiar și are niște vicii, dar el este îi place anturajul, are un prieten cu care se tot întâlnește, are câștiguri, da? Îi place să parieze, poate să joace la jocuri de noroc, da? Să facă tot felul de competiții, să zic așa, din care se iasă cu câștiguri, cu ajutorul prietenilor, poate chiar. Și ce ați putea realiza împreună? Împreună, din păcate, nu cred că puteți realiza mare lucru. Aici mi-apare o perioadă de criză, o perioadă de confuzie, de gelozie, posibil să mai aibă și alte persoane. Ori el este gelos pe voi, ori voi sunteți geloase pe această persoană la care vă gândiți, da? Pentru că aici mi-apare, v-am zis, să gândește că aveți noroc, că vă consolați, poate dacă, spre exemplu, e el gelos, sau că reprezentanți pentru el sunteți un câștig. Poate acest lucru, el așa vă vede, ca pe un câștig, ca pe un profit, ca pe ceva din care poate scoate bani. Deci aveți grijă, voi, fetele tinere care sunteți, dacă vă gândiți la o anumită persoană, că e foarte posibil că această persoană să dorească de la voi să aibă, obțină niște bani, să obțină niște... Vă consideră norocul său, dar din toate punctele de vedere, și de bani, dar mai ales de bani, deci din punct de vedere material, pentru el se consolează prin faptul că câștigă niște bani.
Da, deci de pe urma voastră poate să fie și acest lucru și v-am zis aici, mi-apare anturaj cu bărbați, cu mai multe persoane care joacă jocuri de noroc, pariază, fac lucruri pe trec, da, se pun la cale tot felul de afaceri cu care să câștige, din care să câștige. E o persoană care îi place anturajul să bea, sunt întâlnirile cu prietenii și mi apare că ca împreună, că nu ați putea realiza nimic din cauza unei gelozii, din cauza unor crize, din cauza unor confuzie, perioadă turmentată, așa să zic, sau poate beție, poate din cauza faptului că e alcoolică, bea, poate să fie și acest lucru, dar sunt lucruri care nu, deci nu ați putea realiza cu această persoană nimic, din păcate. Cam asta e tot ce pot să spun și pentru cele care și-au ales varianta florii albastre. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-au lămurit asupra relației pe care o aveți sau la care vă gândiți, la persoana la care vă gândiți, cum este, ce gândește despre voi, cum vă vede și ce puteți să dacă ați putea realiza ceva împreună, și cum ați putea o face, dacă se poate realiza ceva. Și cum este această persoană în realitate, da? Rețineți că acestea sunt doar niște predicții generale, deci nu sunt individuale. Este posibil ca nu toată lumea să regăsească 100% în aceste predicții. Luați din ele doar ceea ce considerați că vă este util și acolo unde vă puteți regăsi. Eu vă mulțumesc că ați fost și în seara aceasta alături de mine pe canalul meu de YouTube. Sper că v-au plăcut predicțiile, cum spuneam, și dacă nu v-ați abonat încă pe acest canal, vă invit să o faceți. Aveți butonul pentru abonare sub acest filmuleț. Găsiți și clopoțelul pentru a-l folosi pentru a primi la timp notificările cu noile predicții care le fac. Lăsați-mi și mesajele voastre, feedback-urile, cum vedeți aceste predicții, dacă vă sunt de folos, dacă vă regăsiți în ele pe voi și partenerul. Și vă doresc în continuare o seară plăcută și să fiți iubiți. La revedere!